Bună ziua și bine v-am găsit. În cazul în care, dacă mai vin colegii dumneavoastră din presă, din jurnaliști, cred că să revenim cu un mesaj din nou. Eu mă numesc Marin Nalaș și sunt în calitate de secretar general al Coaliției Vocea Romilor. Despre coaliție veți afla în curând ce înseamnă coaliție și ce este, care este scopul acestei coaliții. Astăzi noi vom discuta foarte clar care este rolul coaliției și, nu în ultimul rând, vom prezenta un raport, un studiu care este strict legat de obligațiile Guvernului Republicii Moldova, care își asumă foarte clar față de instituțiile internaționale că va instituționaliza în Republica Moldova 48 de mediatori comunitari. Datorită faptului că Guvernul Republicii Moldova este în impas financiar și niciodată nu găsește resurse financiare pentru romi, coaliția a găsit resurse financiare, a contractat un expert, care este doamna Laurenția Filipschi, și am făcut acest studiu vis-a-vis de mediatorii comunitari, pentru că fiecare din noi vorbeau, chiar și la data de 4, atunci când delegația oficială din Republica Moldova era prezentă în Geneva, la ONU, raportul de evaluare periodică a Republicii Moldova, au confirmat că sunt 48 de mediatori angajați, plătiți de către stat, fapt care noi vrem să discutăm acest moment. Dar, în primul rând, vreau să prezint președintele nostru a coaliției, este domnul Vasile Drangoi. În sala l-avem inclusiv pe domnul Artur Cerar, care este baronul romilor din Republica Moldova. Elena Sârbu este colega noastră în cadrul secretariatului Coaliției Vocea Romilor și domnul Robert Cerar, care este membru a coaliției, reprezintă organizația Bare Rom din Soroca. Despre platforma Coaliției Vocea Romilor îi oferim posibilitatea să vorbească domnul președinte Vasile Drangoi, după care va urma prezentarea raportului de către expertul contractat, doamna Laurenția Filipschi, va interveni domnul Artur Cerar, baronul romilor, și inclusiv domnul Cerar Robert. Eu împreună cu Elena, cred că atunci când vor fi unele întrebări care trebuie de ajustat, vom interveni. Să dăm start și îl invităm pe domnul Vasile Drangoi, președintele Coaliției Vocea Romilor. Bună ziua la toți! Este important, într-adevăr, toate adunările noastre. Astăzi, în principiu, noi suntem aici pentru a demonstra sau, mai bine zis, a face tot posibilul ca să începem a înțelege că Republica Moldova deja există posibilități pentru sau pârghii sau mai bine zis există modalitățile cele mai importante pentru a crea o societate sănătoasă, anume vorbesc de etnia romă, și anume noi prin metoda pe care o astăzi o să vorbim sau prin platforma coaliției care deja este creată, ar fi un instrument binevenit la ziua de astăzi pentru a îmbunătăți starea romilor în Republica Moldova. Cu toții am auzit, știm despre alte țări, cum ar fi vecinii, cum ar fi țările baltice, cum ar fi din altă parte, deci cu toții am auzit... Am auzit că deci sunt formate coalițiile, sunt formate platformele acestea care într-adevăr au adus foarte multe, au adus foarte multe succese pe domeniul cu, de a lucra cu etnia romă. Ce vreau să zic? Noi avem 27 de organizații care intră în coaliția Vocea Romilor. Total doar sunt 51, dintre care 24, dintre acestea 24, care ele nu, astăzi să zicem, nu funcționează sau mai bine zis sunt înregistrate, dar nu au nicio, nu activează, nu au niciun acces cu noi, n-au nicio discuție, n-au nicio, cu, să zicem, nicio legătură. Aș vrea să zic că numai o singură să zicem, organizație care este ograda noastră, care nu colaborează cu coaliția în frunte cu domnul Stângă.
Ruslan. Deci, în principiu, noi astăzi suntem gata, noi astăzi ne-am creat, astăzi avem secretariat, astăzi avem relații cu, cu toate structurile, astăzi noi, mai mult ca atât, avem relații foarte puternice, chiar pe tărâmul Uniunii Internaționale a Romilor și avem cu toate țările. S-a creat fondul sau fundația care este totodată legată de coaliție, se discută să fie un parteneriat cu Departamentul Etniilor, care deci este de acord, dar la toate aceste spuse aș vrea doar să spun următorul. Într-adevăr este nevoie ca să ne unim cu toții și într-adevăr să începe lucru cu romii, fiindcă într-adevăr se vorbește mediatorii, se vorbește de proiectul, se vorbește de legile pe care sunt adoptate, se vorbesc de însuși de toate ce se petrece la noi legat de lucru cu romii, dar mai puțin, să zicem, n-aș zice că nu trag atenția sau nu sunt pentru aceea ca să lucreze cu etnia aceasta. Dar aș dori totuși să accentuez că guvernul, cred că de data aceasta, elaborând legile acestea, elaborând planul de lucru pentru romi, trebuie să fie un pic mai real. Adică trebuie să începem într-adevăr colaborarea și să începem lucru. Fiindcă fiecare minister, fiecare dispărțitură a ministerului, să zicem, care este în cauză, are diferite obligațiuni. Dar cu regret, nimeni nu și le îndeplinește. Când ajungem să vorbim despre ceva cu romii, toți dau din umeri spunând că sau bani n-au, sau nu sunt la curent, sau nu sunt informați, sau mai multe. Rugămintea, cred că a toată coaliției, eu ca președinte a coaliției, aș dori ca și structurile financiare să alăture de noi, să discute numai cu coaliția, să poată să totuși să colaborarea aceasta să aibă un succes, să aibă un efect în lucru cu romii. Din cauza că dacă noi o să punem numai pe hârtie sau o să facem conferințe de presă sau o să vorbim, dar nu o să procedim, cum se zice, nu o să trecem la lucru normal, nu o să obținem niciun rezultat. De aceea, haideți odată să începem să facem ceva, dacă dorim să facem pentru etnia aceasta, haideți să începem odată să dezlegăm, cum s-ar zice, să dezlegăm nodurile astea care sunt atât de încălcite și cu etnia romă, eu vreau să confirm că poate să lucreze numai romii. Aceeași este nevoie să fie un reprezentant, să zicem, în departamentul etniilor, să fie cineva, poate, eu știu, un consilier a primului ministru, este nevoie, fiindcă toate țările din prejur există așa ceva și la ei sunt rezultate și succese foarte bune. Noi dacă dorim să facem, facem. Dacă nu, trebuie pur și simplu să nu elaborăm planurile acestea, să nu facem toate mișcările astea, să lăsăm așa cum este și noi romii unii cu alții ne-am ajutat acum și ne-am ajutat la nivelul care este. Dar vreau să zic, să accentuez că dacă nu o să fie ajutorul din partea guvernului, din partea la structurile financiare, noi nu o să obținem prea multe, fiindcă deci sărăcia este mare, problemele sunt mari, copiii nu sunt școlarizați, probleme care avem foarte, foarte mari de alt nivel, nu mai vorbim că doar prin subsoluri și n-au, acum iarna n-au de foc, n-au nimica, mai accentuez că mai este și problema, că vreau să zic că chiar și când e deces, a murit cineva, nici măcar să criu. Nu au cu ce să-l îngroape. Trebuie să fim realiști, trebuie să înțelegem despre ce merge vorba și nu numai să fim președinți sau să fim, mă rog, oameni responsabili la, să zicem, la capitolul acesta, să spunem că uitați-vă, noi conlucrăm cu romii, uitați-vă, noi am făcut nu știu ce, noi am transmis nu știu ce, fondul cu tare și cu tare a lucrat cu domnul Ruslan Stângă și domnul Ruslan Stângă face, să zicem,
ceva în raionul Hâncești, nu știu unde mai face sau prin prejurime în raionul Leova ceva face acolo, dar banii sunt destul de mari care sunt veniți la structurile acestea, dar rezultate nu se văd. Rugămintea mea, da. Rugămintea mea este următoarea, ca să ne unim cu toții, noi asta o facem deja de 4-5 ani de zile, dumneavoastră vedeți că în echipă este și domnul Baron, sunt și liderii din toate, să zicem, liderii din toate raioanele sunt cu noi, care mai importanți, și avem rugăminte către structurile financiare, către guvern, când se aprobă sau există un tip de finanțare, un tip de, să zicem, de plan de colaborare cu romii, să ne pună și pe noi la curent, să ne invite, să conlucrăm împreună și să facem ceva de folos pentru etnia romă. Mulțumim frumos! Mulțumim, domn președinte! Pentru mici detalii, Coaliția Vocea Romilor este o platformă care întrunește 27 de organizații, inclusiv reprezintă zona Naiutag-Găgăuzirii și cu Transnistria. În cadrul acestei componențe avem o acoperire zonală pe toată teritoriul Republicii Moldova și așa cum noi ne-am dorit și cum comunicăm, coaliția s-a creat sub aspectul să fie util guvernului, util instituțiilor internaționale sub aspectul de a oferi soluții. Drept soluții care este la momentul actual și una dintre cele mai mari probleme care noi am simțit-o împreună cu Guvernul Republicii Moldova este problema mediatorului comunitar. Mediatorul comunitar este acea poziție în care Guvernul Republicii Moldova, inclusiv din 2012, și-a asumat această responsabilitate să angajeze în Republica Moldova 48 de mediatori comunitari în 44 de comunități preponderent sau compact populate de romi. De ce în 44? Pentru că în 2010 guvernul spunea foarte clar că nu știe unde sunt romii, în ce localități preponderent trăiesc romii. Cu ajutorul instituțiilor internaționale, inclusiv cu UNICEF și UNDP Moldova, am făcut cartarea unde sunt cei mai amplasați sau care este numărul mai mare a comunităților de romi. Avem 44 de comunități care sunt amplasate mai mult partea centru-nord și inclusiv zona sud. Dar datorită faptului că nu putem avea acces direct în Transnistria, nu am putut estima acest număr. Totodată, mai ofer o mică paranteză, prin intermediul Fundației Elisabeta am făcut și un mic studiu ce ține numărul numeric acestor romi în aceste comunități. Noi am ajuns la cifra de 102.000 romi în Republica Moldova, fapt care noi vrem să propunem și un instrument către biroul de statistică să ia aceste date, să le consulte, pentru că aceste date sunt validate de către primarii locali în care certifică cu ștampila că pe teritoriul lor trăiesc atâția romi care s-au declarat. Da. Revenim la poziția de mediator comunitar. Mediatorul comunitar este acea soluție care Guvernul Republicii Moldova urma să fie o pată destul de albă și destul de prielnică pentru Consiliul Europei și pentru Uniunea Europeană. Pentru că mediatorul comunitar care este în Republica Moldova și care este implementat către Consiliul Europei în 48 de țări, Republica Moldova are una dintre cele mai bune mecanisme care trebuia să fie ajustat mediatorul comunitar. Din păcate, mediatorul comunitar urma guvernul până în finele anului 2015 să angajeze 48 de mediatori. La etapa actuală avem informația că sunt în jur de 16 mediatori, dar informația noastră este cea mai veridică și dintre care în jur de 5 sunt angajați voluntari sau prestează servicii fără plată din partea administrațiilor publice locale. Gratuit. În beneficiul romilor. Dar asta nu este un minus pentru noi. Dar ceea ce vrem să spunem, nu trebuie Guvernul Republicii Moldova să spună că are 48 de mediatori angajați și sunt plătiți de către stat. Mai mult pe acest domeniu spuneam că guvernul nu are resurse financiare și ori de câte ori spune că nu avem bani pentru a face anumite studii. Noi împreună cu Fundația Eurasia, Fundația este europeană, am găsit posibilitatea și mulțumim prin intermediul acesta Fundației este europene că ne-a acceptat
proiectul și suntem aceia care venim în ajutorul guvernului să înțeleagă care este problema mediatorului roma, de ce nu este angajat, de ce nu funcționează, și acest studiu este oferit către guvern cu scopul de a analiza și a vedea foarte clar, ca să nu mai interprindă ei măsuri financiare, pentru că deja este acest produs, să vadă unde trebuie să fie mediatorul și care este problema, de ce mediatorii nu sunt angajați până actualmente. Pentru că deja guvernul are o nouă hotărâre, hotărârea 734, care spune 2016-2020, iarăși se asumă responsabilitatea să angajeze acești mediatori. Îi oferim cuvântul doamnei Laurenția Filipschi, care este expertul în elaborarea acestui studiu. De fapt, pe fundalul celor menționate de colegul meu, vreau să zic că de fapt a apărut necesitatea elaborării acestui studiu. Este un studiu care pune accent și abordează subiecte ce țin în primul rând de funcționalitatea acestei instituții, problemele, lacunele în activitatea aceasta, rolul fiecărui actor, și ne referim la cei trei actori, în primul rând autoritățile publice de nivelul 1, pentru că ei sunt cei care angajează și evaluează, monitorizează situația mediatorului comunitar, a comunității romii, care sunt unul din cei trei actori care propun posibilii candidați către autoritățile publice locale și însuși mediatorul comunitar, și respectiv, în urma analizii poziției tuturor acestor mediatori, recomandărilor, sugestiilor, problemele pe care ei le simt cu referire la această instituție, au apărut sau pe ca recomandări au venit un set de soluții către Guvernul Republicii Moldova, în ce măsură noi putem să consolidăm sau să ne consolidăm toți acești trei actori ca să oferim eficiență și durabilitate acestei instituții a mediatorului comunitar. Vreau să zic în primul rând că analiza în cauză a scos în evidență eficiența la momentul actual a acestei instituții, deoarece fiind instituit în anul 2003, a trecut ceva timp și era important să vedem că dacă într-adevăr mediatorul își îndeplinește atribuțiile prevăzute în cadrul legal, dacă el mai e necesitatea acestei instituții și sub care aspecte. Respectiv, analiza în cauză menționează foarte clar că instituția mediatorului comunitar este una care la momentul de față își realizează atribuțiile, că în comunitățile romii unde a fost angajat acest mediator comunitar lucrurile se schimbă spre bine, în mod special pe segmentul de școlarizare, acces la servicii medicale și respectiv încadrarea în câmpul muncii. Sunt doar câțiva indicatori, dar vrem să spunem că de fapt și pe celelalte aspecte care intră în atribuțiile mediatorului comunitar se simt anumite îmbunătățiri, dar este cert că raportul, studiul în cauză, scoate în evidență și anumite lacune, anumite probleme ce țin de colaborare între acești trei actori, autorități publice de nivelul 1 în comunitatea romilor mediatori, care împiedică sau care nu oferă la momentul de față durabilitatea și eficiența la care ne-am așteptat din partea acestei instituții. Respectiv, este important ca în viitorul apropiat să găsim sau să analizăm posibilele soluții abordate în studiu și să încercăm de comun acord să oferim acestei instituții, mediatorului comunitar, durabilitate și respectiv să oferim șanse fiecărei comunități de etnie romă în care locuiesc cel puțin 150 de etnici, pentru că acest mediator comunitar poate fi, conform cadrului legal, poate fi angajat numai în comunitățile unde există cel puțin 150 de cetățeni de etnie romă. De ce este o condiție? Este un mediator la 150 de persoane. Cel puțin 150 de persoane și aceasta este important pentru că a menționat colegul meu de cartare, da, este cartarea, în schimb, totuși, în cadrul legal există această limită de jos, o condiție de angajare și, respectiv, pentru claritate, autoritățile publice locale de nivelul 1 sunt cei care angajează și finanțează din bugetul lor această instituție.
La fel, este important ca acest mediator comunitar este un facilitator dintre comunitatea romilor și celelalte servicii la care ar trebui să aibă acces. La fel este important și un alt aspect că acest mediator comunitar oferă și contribuie la consolidarea culturii și tradițiilor rome, dar este important că autoritățile publice locale au menționat că rolul și atribuțiile acestui mediator comunitar deja trebuie revăzute din punctul de vedere a necesităților care apar în comunitățile rome. Și respectiv și la acest subiect în raport putem găsi o listă întreagă de recomandări, pentru că recomandările date vin pe segmentul de cadru, modificare, ajustarea cadrului legal, sensibilizare a cetățenilor, a comunităților cu privire la importanța acestui mediator comunitar, colaborare, parteneriate pe acest segment și respectiv vorbim deja de anumite recomandări care în viitorul apropiat ar putea să schimbe situația pe acest segment. Și clar că noi ne dorim ca din acești 48 de mediatori comunitari să se găsească resurse financiare și să conștientizeze din partea autorităților publice locale importanța acestei instituții care va veni nu numai în beneficiu comunității rome, dar va veni în beneficiu întregii comunități, a tuturor etniilor care locuiesc în acea comunitate și în mare parte pe noi ne interesează și segmentul de colaborare, coeziune dintre toți cetățenii pe acest segment. Mulțumim foarte mult, doamna Filipski. Cred că cel mai bine, ca să înțelegeți instituția asta de mediator comunitar, care a fost pornit în 2003 cu suportul financiar al Consiliului Europei și a misiunii OSCE-ODIR, guvernul și-a asumat foarte clar că va angaja mediator comunitar sub aspectul de a putea și să reușească să implementeze acțiuni în beneficiu comunității romilor de a ajusta și a ridica nivelul de participare a romilor în comunitățile date. Ținând cont că în Republica Moldova, cea mai neparticipativă, cea mai slab reprezentată etnie, sub aspectul de sărăcie și sub aspectul inclusiv de participare la nivel a sferilor social-politice din Republica Moldova, ei dețin întâietate. Guvernul și-a asumat această responsabilitate în baza acestui deziderat sub aspectul că etnia romă este cea mai defavorizată. A promis atât romilor, cât și comunităților internaționale, că își va asuma acest deziderat, dar cu părere de rău, nu l-a dus până la sfârșit. Deci în 2015, conform vechii hotărâri a guvernului care spunea planul de susținere pentru romi, urma guvernul să aibă 48 de mediatori în 44 de comunități. Actualmente noi avem 16 mediatori, dintre care 5 sunt neplătiți și prestează servicii sub aspectul de voluntariat. Și avem și pe jumate de salariu. Mă scuzați, pot să intervin numai un pic? Deci eu aș vrea un pic mai la direct să vorbim lucrurile sau mai bine zis să le dăm pe față. Totuși aceiași care sunt angajați, care la ziua de astăzi, să zicem, nu au aceleași computatoare, nu au aceeași masă, nu au birouri, deci au probleme foarte mari cu autoritățile locale, fiindcă trebuie spus așa cum este. Deci nu este un nivel și nu este atras atenția convenită pentru și condițiile pentru ca omul acela să poată să lucreze cu minoritatea aceasta ca omul ăla să dea rezultatele care noi le cerem. Deci, haideți totuși până la urmă să spunem lucrurile așa cum stau, da? Deci nu mergem, da, să le vorbim așa cum ele sunt în realitate. În da? General, atunci când am trecut în 2015 în aplicarea legii descentralizării, a apărut această problemă, pentru că până în 2012-2013, Guvernul Republicii Moldova a alocat 1.500.000 de lei pentru angajarea a 15 mediatori,
Dar acest proces nu a durat nici în 2013-2014, pentru că deja resursa financiară nu a mai fost găsită. În 2015 s-a finalizat cu acest proces datorită faptului că am trecut la legea descentralizării și autoritatea publică locală nivelul 1, nivelul 2 este responsabilă de angajarea mediatorului comunitar, pe când primarii foarte clar deschis spun în mod următor: dacă baronul vostru aduce bani în primăria noastră, vom salariza mediatorul comunitar. Trebuie dar din resursele noastre care noi le avem și care rămân, care noi toți strângem de la oamenii noștri, de la moldovenii noștri, nu vrem să dăm banii pentru romii voștri. Și noi ne întrebăm, dar ce se întâmplă cu impozitele care îl plătesc romii, de exemplu? Sau inclusiv ce se întâmplă cu impozitul meu, care eu sunt angajat la stat, ofer servicii și unde... Ce se întâmplă cu resursele mele? Dar în primul și în primul rând, abordarea trebuie să fie sub aspectul că noi nu suntem în afara cetățeniei Republicii Moldova. Noi suntem parte a acestui stat. Și statul trebuie să asume acele responsabilități de a ridica nivelul acelor comunități care au probleme sau acelor oameni care au probleme. În acest context, noi am ajuns că Uniunea Europeană, Consiliul Europei, misiunea OSCE, toate structurile internaționale solicită Guvernul Republicii Moldova să-și asume acest deziderat, să angajeze 48 de mediatori comunitari. Ei zic permanent că nu au resurse financiare. În acest raport, în acest studiu, noi vrem ca Guvernul Republicii Moldova să-și asume acest drept până la capăt și să-și onoreze obligațiile, să ajungă la cifra numerică de a angaja 48 de mediatori în 44 de comunități. Pentru că mediatorul comunitar este unicul instrument, cel mai sigur instrument de a lucra și de a iniția procesul de comunicare, procesul de mediere, procesul de activare a romilor în Republica Moldova. Mărin, aici eu îmi cer iertare. Noi trebuie să punem, dacă vorbim că este lege și legea trebuie să lucreze pentru toți cetățenii Republicii Moldova și n-am făcut-o noi legea, că trebuie să fie la 150 de persoane un mediator, la 102.000 de romi trebuie să avem peste 65 de mediatori, conform legii, au fost propuși 40, din care lucrează 11 și tot pentru 11 nu sunt finanță. Păi atunci cum să mai rulăm lucrurile astea? Cum să le mai vedem? Cum să le mai derajăm? Nu înțeleg. Trebuie cumva, nu știu la ce nivel trebuie să mai vorbim, dacă Guvernul Republicii Moldova nu mai vrea să mai facă nimic pentru comunitatea romă în Republica Moldova. Cel puțin acum noi suntem aici ca să înțelegeți platforma Coaliția Vocea Romilor. Noi am văzut un proces care era destul de nevoios. Este o încălcare directă a legii și a dreptului omului. Noi am văzut că guvernul... Avem aceea ce avem. De atât așa am... Astăzi am vrut să discutăm pe... Să ne audă toți, inclusiv și demnitarii de stat, că noi suntem în țara aceasta și suntem nu 13.000, așa cum spun statisticile Republicii Moldova. Suntem un număr favorabil care... Marin a spus până la urmă că statistica care am făcut-o noi din banii noștri, inclusiv mulțumim Fundației Elisaveta și organizațiilor care ne-au ajutat a face din banii noștri personal, fără niciun ban dintr-o parte, avem 102.000, dar asta nu este până la urmă, asta este nici jumătate nu-i făcut. 102.000 de romi. 102.000 de romi avem documente că suntem în Republica Moldova și nu 13.000, așa cum spune statistica Republicii Moldova. Eu nu știam de 15.000. E diferit. O mai crescut. Recensământul, ca să vorbim de date precise pe partea de recensământ 2004, statistica spune foarte clar că în Republica Moldova sunt 12.570, pe când studiul sau argumentul care noi îl avem ca date sunt 102.000. Deja este un raport enorm. Aici de cum e calcare. Nu, deci uitați așa, numai în Soroca 10.600, punct.
Deci 10.600 numai în Soroca. Cum putem să avem în toată Republica 12 sau 15.000 care sunt cifrerii, cifrele care... Deci vreau să spun, când a fost recesământul, noi ne-am adresat, noi am intervenit, haideți să facem împreună. Nu mai avem posibilități, nu mai avem. Am fost și la ONU, da, domnul Marin? Am fost, deci, și am zis, nu, că deja s-au făcut, sunt alte persoane. Păi zic, n-a să puteți să faceți recesământul ăsta niciodată până n-ați fi în comisia aceasta inclus un rom. Nimeni nu o să știe, nu o să poată intra, fiindcă de ce oamenii mulți se feresc și spun că nu este rom sau țigan, cum zicem noi? Din cauza că se încep problemele de diferite natură și este deja din străbuneii noștri problema aceasta cu discriminarea, cu discriminarea și cu tot ce vorbim. Deci noi am zis așa, deci noi am făcut într-adevăr cu posibilitățile noastre, ne-am implicat, dar noi tot strigăm, vorbim, dar nimeni nu ia în considerație. Deci oameni buni, 102.000 care sunt deja confirmați, care deja este ștampilă de la autorități și împreună cu orice, să zicem, comună, orice oraș noi am fost, deci asta este o parte, cum ce zic, foarte mulți romi avem care sunt plecați, foarte mulți care sunt deja pur și simplu lăcați, chiar și la Soroca, dintre ele 40% care nici nu ai accesul, toți plecați. Deci trebuie să fim foarte clar. Bine, noi nu vrem să spunem sau spunem condiții sau să facem ceva, dar dacă elaborăm legi, elaborăm planuri, elaborăm nu știu ce, legea haideți să le... Să-l punem pe... Legea trebuie să lucrez. Să lucrăm, să aplicăm. Discriminare, considerați, adică clar, eu văd că această inactivitate sau inacțiune ale guvernului considerați ca un tratament discriminatoriu față de... Nu, deci uitați-vă, haideți să vorbim așa, știți, mie îmi plac întrebările, dar ele nu trebuie să fie provocatoare. Da. Nu, vă spun așa mă scuzați că am început eu. Nu, discriminarea, să știți că nu este din partea guvernului. Haideți să începem așa. Când nimeni nu a venit la guvern să începe să discrimineze o etnie sau alta. Romi sau găgăuși sau ruși sau indiferent de ce naționalitate este. Nu este. Neatenția poate din partea guvernului, nu discriminare. Trebuie să fie un pic mai mult atenți, să ne tragă atenție, este o altă întrebare. Discriminarea este însăși în comuna aceea unde oamenii deci sunt, că dacă ei văd că îi tratează primarul sau nu știu cine îl tratează, așa ar spune, pentru țiganii voștri duceți de la baron și desiori de la Taraclia au fost din altă parte, sau mă rog, chiar și din Anienii noi și din altă parte, nu mai numesc, am din toate raioanele, ca să nu zicem acum, numesc un raion și altul nu, da? Deci îi trimit pur și simplu când e un bolnav sau o problemă sau nu știu ce, duceți-vă la Drangoi sau duceți-vă la Baron sau duceți-vă nu știu la cine. Deci bine, ok, tot e bine, tot e... Acum chiar avem un caz, o boală, Îndrochia, da? Ceva acolo foarte serioasă. Iarăși din nou, deci duceți-vă la... Deci aici cred că e discriminare sau aici e neînțelegerea sau nu știu cum să o numim, discriminare, neînțelegere sau cum, dar nu direct din partea guvernului este discriminare. Nu, nu să zicem așa, că, ne scuzați, noi avem care sunt azi guvernatori, care sunt, suntem și cu mătri și nași și prieteni și tot, nu putem să zicem că ei nu iubesc nu iubesc etnia romă sau ceva. Că nu există acest rezultat. Atenție sau introducerea. Da. Există implicare. Da, există o problemă clasică în Republica Moldova. Noi creăm legi bune, dar nu avem lucrează, instrumente care să lucreze. Așa, numai ce am vrut să spun. Și acest mesaj care guvernul permanent se laudă la nivel internațional, că noi avem o lege care a trecut prin prisma instrumentelor internaționale și este aprobată ca cea mai bună la nivel european, dar noi nu avem mecanismul ca să-l facem clar de aplicare. Și acest moment joacă festa pe partea romilor inclusiv din 2001, pentru că din 2001 guvernul a tot propus și a tot asumat obligații, dar n-a soluționat nimic. Adică guvernul găsește date să raporteze anumite situații care a ajutat romii în contextul altor legi și în special legea asistenței sociale, dar nu numai direct asupra acestor hotărâri guvernamentale care și le-au asumat. Și haideți să spunem așa, scuze Marin, că totuși trebuie lucrurile clarificate sau deslușite ca să înțeleagă lumea. Deci, când vorbim guvernul,
când vorbim guvernul, credem că poate nu este chiar atât de corect că guvernul, echipa care este creată și responsabilă pentru, și e clar că cifrele este de către persoane de stat, către guvern, și guvernul clar că, deci este echipa, și am zis așa, și accentuăm până când nu o să fie la pozițiile acestea sau în echipele astea nu o să fie și romi angajați, cum să zicem, în departamentul etniilor, cum în consilierea primului ministru, romi care știe anume instrumentul de a conlucra cu romii. Nu o să fie niciodată regulă și date precise și o să fie tot timpul, știți, dezamăgirile astea. Eu știu care... că cândva a fost un reprezentant al romilor în guvern. A fost inclus. Da, a fost domnul Ruslan Stângă. Da, Ruslan Stângă a fost reprezentantul acolo, este și în monitor oficial unde era scris concret că Ruslan Stângă este reprezentantul a guvernului pentru etnia romă. Da. Așa și este stipulat, cum dar v-am cum spus. A declarat. Dar asta? Când am avut întâlnire cu guvernul, inclusiv cu domnul Leancă ca prim-ministru, și s-a schimbat poziția că domnul Ruslan Stângă nu mai este rom și el nu mai vrea să fie romii. Da, asta a fost așa o vorbă indirect la masa guvernului. Și a spus că, da, și el a spus că eu sunt reprezentantul minorităților, în Republica Moldova, din care am scos documentul monitorul și el și am arătat că domnul Ruslan Stângă, mă, ta ești reprezentant ai romilor. Așa este conform legii. El și astăzi refuză. Domnul, când îi trebuie rom, când nu îi trebuie, nu-i rom. Când trebuie să primească proiecte pentru romi și a aduce finanțe pe baza, pe preajma romilor, că el e rom, face proiecte pentru romi, e rom. Dar când trebuie să fac ceva pentru rom, el nu mai este. Problema a fost alta, ca să înțelegem. Problema a fost aceea, anume legat de ceea, că ne întruchipând echipa sau fără sfatul nostru, a ales pe persoana respectivă și l-au promovat ca consilierul primului ministru. Deci trebuia totuși departamentul sau cine l-a promovat trebuia să fie discutată cu noi, să fie o candidatură propusă din noi, care într-adevăr nu se ferește de națiune, nu e rușine să spui că e rom și mai multe lucruri. Lui e rușine să se declare că este rom. Deci el spune că nu este rom, dar lucrează și deci cu toate fondațiile astea și a fost trimis, știți, din partea guvernului că în Anglia sau unde a fost el plecat și anume a fost, să zic, pentru a studia, promovat pentru ca să lucreze cu un fond care noi nici astăzi, coaliția, nici nu-i la curent. Cu cine el colaborează, ce face, cum face. El își face lucru, cum să zicem, afacerea personală. Organizațiile internaționale, cum acționați cu dânsi împreună, ale romilor, pentru că sunt, ai la noi sunt puțin, dar altfel sunt mai mulți romi. Cum colaborați cu ei? Nu, dumneavoastră știți. Cred că dacă mi-ați pus întrebarea aceasta, cunoașteți că eu, în afară de aceasta, o perioadă am fost președintul Parlamentului Uniunii Internaționale a IRU-lui. La ziua de azi sunt trezorul, ca și baronul, deci este reprezentantul CRIS-ului, deci este vicepreședintea CRIS-ului în Uniunea Internațională. Noi colaborăm foarte bine. Noi, chiar și la ziua de astăzi, Marin, cred că pregătește Uniunea Internațională, ne-a dat o ofertă, adică deci un proiect ca să intrăm și noi ca țară să intrăm, colaborăm foarte bine, dar vreau să vă zic că atenția este maximală. Deci ei când aud ce se întâmplă la noi, deci ei nu pot să înțeleagă, zice, dar de ce așa în Croația, așa în România, așa și în Pribaltic, așa în tot. Ceva ca să înțeleagă. Deci, de o pildă, noi acum, în principiu, chiar așteptăm ziua aceea ca să nimerim și la președintele țării, deci am făcut un demers data trecută, dar a fost niște obstacole. Vrem să discutăm, să punem, nu, în orice caz se mișcă Uniunea Internațională, se mișcă foarte dar activ. Momentul de bază, ca să înțelegem, că oricum Coaliția Vocea Romilor este acel instrument care încearcă și își asumă foarte clar dreptul să propună politici de susținere a romilor adecvate în Republica Moldova. Și aici trebuie să înțelegem momentul cel mai principal. Atât instituțiile internaționale acreditate în Republica Moldova, cât și la nivel internațional, care poartă răspundere conform documentelor lor juridice asupra tuturor romilor din spațiul european, și Guvernul Republicii Moldova trebuie să fie în tandem. Dar noi uneori observăm două lucruri destul de strane. Pe de o parte, Guvernul își asume responsabilități foarte declarative,
cu enunțuri că am rezolvat, inclusiv partea, vă spuneam anterior, că pe data de 4, Delegația Republicii Moldova a confirmat că în Republica Moldova lucrează 48 de mediatori comunitari, fapt care nu este corect. Și sunt 16, ca 5 dintre ei sunt pe bază de voluntariat. Da. Acum, al doilea moment este că instituțiile internaționale care sunt acreditate în Republica Moldova solicită informații, dar până la etapa actuală au doar rapoarte, dar nu au și activități cu resurse financiare direcționate pentru a ridica capacitatea organizațiilor rome. Organizațiile rome în Republica Moldova actualmente sunt foarte slabe sub aspectul de a absorbi resurse financiare de la nivel internațional și aici noi inclusiv vrem să avem o oportunitate ca guvernul să înțeleagă că în tandem putem găsi resurse financiare pentru a soluționa problemele romilor. Și aici trebuie să avem deschiderea guvernului, să ne asumăm politici publice clare, cu mecanism clar. Asta își dorește platforma Coaliției Vocea Romilor. Eu aș vrea ca domnul Artur Ceraș să intervină un pic pe partea de reprezentare a romilor. Și după care vrem să încheiem... Nu, eu am vrut să mai spun și ceva. Dacă mai sunt întrebări, să intervenim. Deci, bună ziua, onorată asistență. Vreau să vă comunic următoarele. Deci, oare când guvernul își asumă așa, cum se zice... Responsabilități. Deci, ea își asumă partea aceea pentru romi, dar, de fapt, ea nu face... față lucrurilor și vreau să vă spun că astea sunt standarde duble. Deci așa nu se poate. Noi suntem cetățeni pe deplin ai acestei țări, cu aceleași drepturi și obligațiuni. Dar vreau să vă spun următoarea. Pe perioada aceea, pe când erau organizații în toate raioanele, noi am convenit împreună cu colegii noștri, deci ca noi să formăm Coaliția Vocea Romilor. Și acum o avem, Coaliția Vocea Romilor, împreună cu secretariatul, care este domnul Ala Marin și doamna Elena, împreună cu domnul președinte, împreună cu domnul baron, împreună cu prim-vicea baronului și Robert Cerare și mai sunt alte personalități de vază care vreau și doresc ca să fie ameliorată situația foarte drastnică din punct de vedere și de sănătate și economic și cultural și etc. etc. Dumneavoastră ne-ați dat o întrebare că cât suntem noi la număr, dar eu vreau să vă spun că la începutul anului 2000 undeva noi eram la 260.000. Undeva. Așa, deci neoficial. Dar cu regret noi nu putem să-i numărăm. Măcar că am făcut personal din considerentele noastre, deci cu Fundația Elizaveta, care este domnul Vasile Banda, președinte acestei fundații. Și noi am cheltuit o sumă enormă de bani până să vedem cât suntem totuși la număr. Nu se poate, oameni buni, să le numărăm. Dumneavoastră știți că ne-a afectat foarte mult, ne-a afectat și ne afectează și ne mai afecta totuși, cum se zice, migrația romilor. Noi nu putem, așa cum afectează țara noastră, Republica Moldova, de alte etnii, ruși, ucraineni, bulgari, găgăuși, moldoveni. Deci fix aceea pe noi totuși ne-a, cum se zice, ne-a hățat. Dar cu regret avem ceea ce avem. Eu acum, pe ultima perioadă de vreme, deci foarte mult și să știți că am o bucurie foarte mare, că totuși am putut, nu ca să-i convingem, să facem așa niște pasuri concrete, ca totuși partea stângă a Nistrului, ca să vină la noi și să spună, fraților, noi vrem să fim cu voi, într-o tabără, frățească, prietenoasă și tot ce faceți la voi vrem să implementăm și noi în partea stânga Nistrului. Și deja noi, acum pe parcurs, deja am avut niște întâlniri cu reprezentanții de la guvernul transnistrian și acum sper că în continuu vom continua și vom avea, cum se zice, o colaborare fructuoasă. Dar să știți că îmi pare foarte bine, eu ca baronul romilor din Republica Moldova,
Deci îmi pare foarte bine că este centru, este nordul, este sudul și este Transnistria. Iată ce am putut să vă comunic. Dacă aveți întrebări, eu cu drag am să răspund. Întrebarea mea e nici nouă, întrebările așa, o propunere. Eu sunt redactor șef la ziarul Tainele Sănătății și viața familiei, domn Cerari. Da, da. Dacă aveți ceva problem de sănătate, eu știu că voi un ziar nu aveți un primat, așa că... Deci ce de care am auzit cu, despre cadrul celălalt pe Mașocate, că primarul și cât la Drangoi, parcă Drangoi medic șef, și vă rog, scriți și spuneți și noi publicăm și mai tragem o țăpșinare cuiva. Pentru că, da, Tainele Sănătății nu-i ziar de politică, ziar de sănătate, e clar, dar noi știm să scriem. Vă mulțumim. Știm că sunteți un om foarte mare, cu o inimă foarte mare și sunteți indiferent ce națiune este, rom, evreu, etc., etc. Eu vă cunosc personal, deja ne cunoaștem mai mult de vreo 10 ani. Și mersi că ne-ați onorat cu prezența și sper că dacă mai sunt întrebări din partea celorlalți colegi a jurnalismului, vă rog. Dumneavoastră, anterior, ne-ați vorbit despre câteva probleme cu care se confundă romii din Republica Moldova. Vreau mai exact să numerați care sunt aceste probleme, să le cunoaștem, la nivel de țară. Deci, prima problemă, așa, pe cât eu înțeleg, cu sufletul, că îs permanent în acțiunile acestea. Deci, întotdeauna mă sună, domnul baron, nu ne dă pensia la vreme. Nu vor să ne înscrie la această pensie. Deci la... Încadrarea în câmpul muncii. Încadrarea în câmpul muncii. Domn baron, îmi cer iertare. Aici am să vă spun eu câte ceva, pentru că, domn baron, atunci când vorbim de pensie, vreau să comunic că romii, practic, 99% n-au pensii. Pensie socială, nu. Este o pensie de 100 și ceva de lei, 100 și ceva de lei, și care nu putem să-i spunem că asta este pensie, este un ajutor din partea statului social. Care 120 de lei, cred că asta nu putem să o numim pensie și nu știu cum putem să spunem că oamenii, bătrânii noștri cu 120 de lei poate să mai facă ceva când... Da. Asta e... Vrem să... Probleme sociale, probleme de sănătate și multe alte probleme, inclusiv dacă vorbim și de discriminație și de altceva. Și aici și vedem unde este discriminația când vorbim de bătrânii noștri ca 120 de lei. Spuneți, vă rog, eu am vrut să spun și altceva. Când Guvernul Republicii Moldova își asumă responsabilitate prin hotărâre de guvern, nu pur și simplu, și nu îndeplinește legea, nu știu cum să numim lucrurile acestea, e una. Doi, la mână vrem să spun, eu am vrut să spun cu totul de altceva, că ceea ce se întâmplă. Dumneavoastră a spus întrebarea cum conlucrăm cu organizațiile internaționale. Vreau să le mulțumesc în primul rând organizațiilor internaționale financiare care lucrează cu organizațiile rome sau încearcă să lucreze. Pentru că mulți vin și speculează sub numele că lucrează cu organizațiile rome. Din care noi, de ce și-am spus tuturor astăzi, că noi am format Coaliția Vocea Romilor. Și dacă vor să lucreze pentru romi, să fac ceva pentru romi, să nu speculeze prin cineva, că cineva vine spune că noi lucrăm și noi facem pentru romi, dar niciun bănuț la rom nu ajunge. Și atunci spune problema, unde să duc banii care vin finanțatorilor internaționali, înspre romi sau înspre buzunarele cuiva. Noi rugăm ca organizațiile internaționale care vor să lucreze cu romi inclusiv, să vii și să lucreze prin Coaliția Vocea Romilor. Aici sunt organizațiile lucrătoare care lucrează cu romii și nu alte organizații care vin, știți, ca lupul în chelea oilor. Vrem să rugăm ca cineva, dacă vrea să lucreze și vrea să facă ceva pentru romi, împreună cu romii, asta este Coaliția Vocea Romilor. Și vreau încă una să adaug, să fac o remarcă. Deci totuși noi, să știți că nu cerem să formăm o comisie, câți bani au fost alocați de la Consiliul European pentru romii din Republica Moldova. Noi nu vrem să facem asta. Noi știm pătărania. Când a venit Gheorghe la Vasile și a spus, mă Vasile, anul trecut ți-am dat 100 de ouă, dă-mi ouăle înapoi.
Păi nu-s mai Gheorghe, s-o mâncat ouăle. Taman fix așa, dar eu vreau încă o dată să subliniez și am o sugestie. Cine vrea și dorește și, aibă, și are posibilitate să lucreze cu organizațiile rome, asta este Vocea Romilor, Coaliția Vocea Romilor, și rog amabilitățile tuturor organizații internaționale și organisme internaționale să adereze cu un sunet la noi sau noi să aderăm și să nu ne refuze. Bun, lucrăm împreună. Dar oricum o să revin la partea la întrebarea adresată de către dumneavoastră. Romii în Republica Moldova, ca și în țările europene unde sunt romii, au multiple probleme sub aspectul unui cerc închis. De ce? Pentru că sute de ani nu s-a încercat sau nu s-a punctat și nu s-a evaluat care este situația lor și cum putem interveni ca să-i activăm în țările unde ei sunt. Deci romii în Republica Moldova, cea mai mare problemă care ia amploare și este aceeași problemă tuturor din Republica Moldova este angajarea, dar față de romi ea este triplu sub aspectul că ei nu sunt pregătiți, nu au studii, nu pot accesa un serviciu bazat pe anumite funcții sau conform fișelor post care au fost anunțate, pentru că ei nu au pregătire, nu sunt cărturari. Plus, la această problemă mai intervine aspectul stereotipurilor față de romi și creează un cerc și mai mare vicios care dă permisiunea ca discriminarea și marginalizarea să ia amploare în Republica Moldova. A doua problemă care este, noi nu putem spune prima, a doua, a treia, vă rog asta să înțelegem, este accesul la serviciile garantate de stat. Accesul la serviciile garantate de stat sunt serviciile care statul le oferă pentru toți cetățenii din Republica Moldova, dar romii nu pot ajunge la ei. Iarăși, din perspectiva că nu au studii, nu cunosc informația și nu știu căile, care sunt procedura sau care este procedura legală de a accesa același ajutor social pe perioada de iarnă, care primăriile locale oferă acest ajutor. Și aici să deschid o mică paranteză, ceea ce spunea domnul baron. Sunt unii asistenți sociali care lucrează în comunitățile date, tratează sau informează romul inadecvat. Îi spun în mod următor, dacă sunteți mai multe familii într-o casă, nu beneficiați de ajutor, pe când legea spune complet altfel. Inclusiv dacă sunteți mai mulți în această casă, nu ajungeți până la salariul de 2750, oricum aveți dreptul să accesați ajutorul social pe perioada de iarnă. Acum, noi ne întrebăm de ce lucrul ăsta se face. Fie unele cazuri sunt ca romul să dea o mită, și invers, ca să-l ducă în eroare, special să creeze ancheta pentru altcineva cunoscut, neam, rudă, acestui om angajat al primăriei, asistentul social. Și ajungem la partea de sănătate. Partea de sănătate, romii, după studiu care încă nu este publicat, dar vom încerca să-l publicăm și acest studiu în anul 2017, mortalitatea infantilă este cea mai mare. Mortalitatea sub aspectul că romii ajung până la vârsta de 55 de ani și mor este datorită faptului bolilor cronice care nu pot fi tratate și cel puțin adresibilitatea este una scăzută și nu este o corelanță de participare dintre doctorul de familie și comunitate. Păi cum și au fost transmise prin ereditate. Corect. Acum ajungem la partea de educație. Partea de educație. Conform datelor, majoritatea din romi nu au acces. Sub aspectul că statul garantează accesul, dar totodată este net sub aspectul de a fi accesat. De ce? Plățile informale care se colectează în școli sunt cele mai mari probleme pentru familiile rome. Pentru că, oricum, accesul este gratuit, dar plățile informale care sunt în școli creează premisa ca familia să nu-și dea copilul la școală. Și al doilea moment, de ce copilul nu este în școală și este abandon? Datorită faptului sărăciei, copiii sunt în mișcare permanentă cu părinții, cu întreaga familie.
Și iarăși ești un cerc vicios. Pentru că sărăcia este în coraport cu nivelul de accesa educația. O altă problemă care noi o enunțăm este activarea romilor de a participa. Reprezentarea romilor la nivel de structurile guvernamentale statale în Republica Moldova nu este vizibilă, sau cel puțin inclusiv partidele politice câteodată nu vor să aibă un membru pe listă eligibil ca să treacă la accesul politic sau la accesul structurilor guvernamentale. Inclusiv de a fi angajat în unele instituții, de exemplu, hotărârea nouă care guvernul și-a asumat responsabilitatea, hotărârea cu numărul 734, planul de susținere romilor 2016-2020, are un punct foarte bun. Elaborarea unui mecanism sau sub aspectul acestui mecanism să intervină o secție sau un birou, o agenție în cadrul guvernului care își va asuma responsabilitatea de a lucra cu romii nu doar pe durata hotărârii guvernului, dar pe durata întregului statalități a Republicii Moldova, sub aspectul că etnia dată trebuie să fie oricum reprezentată și trebuie să avem nivelul, dacă nu am lucrat 100 de ani pentru ei, cel puțin măcar 30 de ani să lucrăm pentru ei de a ridica. Trebuie să spui, Marin, acest mesaj într-un sens, tot circuitul ăsta închis a acestor probleme nu poate fi soluționat în baza hotărârii guvernului care este aplicată până în 2020. Noi solicităm și noi vom interveni pentru că, așa cum am spus, în cazul în care guvernul își asumă responsabilitatea să aibă mediatori în comunitățile de romi, în cazul în care mediatorii comunitari vor fi salarizați și vor lucra în comunitățile de romi, în cazul în care guvernul vine foarte prompt și spune vrem să lucrăm pentru etnia romă și trebuie de lucrat, guvernul nu și-a asumat responsabilitatea să facă o nouă hotărâre dacă nu știa că problema romilor este una specifică. Și partea de neglijență, aș spune, cred că va crea și premize sau probleme mult mai mari. Și în concluzie, vreau doar să spun un moment. Actualmente, în Germania, în Elveția, în Paris, avem migranți romi care solicită aziluri politice și noi trebuie să intervenim. Politicile statului trebuie să fie corelate și trebuie să fie foarte bine puse pe tapet. Așa cum coaliția vine să le propună, guvernul trebuie doar și să asumă această responsabilitate. Și noi vom fi acel instrument care soluția o duce până la capăt, pentru că guvernul spunea permanent că nu are cu cine lucra, că romii nu sunt pregătiți. Acum avem romi pregătiți și putem lucra. Deci, mult stimată doamnă și domni, eu vreau să facem o mică remarcă, dar în punct de vedere așa o analiză. Deci de unde s-au venit niște romi la mine? Așa, de exemplu. Și le-am împrumutat niște bani ca să ducă până la Odessa sau la Cernăuț să cumpere niște marfă ca să întrețină familie, să vândă ceva, să acumuleze ceva bani în plus, adică să întoarcă ce au luat. Și dânși au pățit-o altfel. S-au dus până la kilometru 7 la Odessa, au venit, au trecut vama, au trecut tot, când colo au plătit ce trebuiau să plătească la vamă și când colo, când s-au dus la piață, lor le prinde poliția, le amendează și confiscă marfa. Mă scuzați, cu care e logica? Deci în loc ca statul să le mai ajute, statul le jopoaie sau cum reiesă asta? Unde e logica? Unde e consimțământul omenesc? Eu nu înțeleg cu ce o să trăiască copiii cei, familia aceea. Ei sunt nevoiți ca să ducă, să fure prin buzunări, prin taxiuri, prin... Nu susținem pentru lucrurile acestea. Înțelegeți? Dar noi nu suntem pentru partea asta. Noi preîntâmpinăm toată societatea. Ce se petrece în... Deci, analiza logică. Iată, poftim, la fața locului avem aceea ce avem. Cu regret. Mulțumim foarte mult. O statistică neoficială. Da. Despre furturi. Da. Furturi, mai chestii mai gândi. Partea romii care au furat în România, că nu au fost arestați, prinși,
6,30%, restul pe alte naționalități. Da, e corect. Eu ce vreau și să adăug într-adevăr. Uitați-vă, ca să știți, da, corect, domnul. Mulțumim. Vreau să zic așa, că problema este că domn baron zice că s-au dus la kilometru 7, au venit, au adus, da, conform legii, dacă aud demnitare sau, mă rog, poliția, ei își fac lucru pe care trebuie să-l facă, deci nu ai dreptul să, mă rog, să faci lucrul ăsta, să te duci să cum speculezi, cum zicem noi, sau cum să face, atunci peștele se strică de la cap, cum spune însăși toate aici, cine suntem toți, au accentuat asupra asta, că astăzi avem așa o posibilitate, vorbim mai mult cu toții, știți? Da. Din cauza că omul vorbește mai mult atunci când are probleme sau îl doare, da? Deci vreau să spun în felul următor, dacă ar fi atenția trasă convenită, și cu asta să terminăm că deja e prea supra suntem, deci dacă ar fi atenția trasă convenită, începând de la grădiniță, ca să meargă copilul ăla la grădiniță, după aia la școală, după aia să facă studiile, după aia să își aibă un loc de muncă și să trăiască într-o societate sănătoasă, nu o să fie asta. Nu se face într-un an lucrul ăsta, toată lumea înțelegem, dar dați-ne voie, dacă sunt totuși activiștii ăștia, dacă sunt persoanele care doresc, vedeți, 11 persoane sunt finanțate, angajate, 5 lucrează, bine, să zicem, din cont propriu, sau, mă rog, inițiativa, sau cum așa ar fi. Dacă s-au strâns echipa asta, coaliția romilor, să zicem, tot, s-au strâns, mă rog, persoanele care vor să ajute etnia aceasta, haideți cu toți împreună să facem lucrul ăsta dacă ne interesează ca o societate, eu de mult, repet, nu poate să fie niciun stat sănătos, nici o societate sănătoasă care e, nu-și trage atenția la minoritățile sau proprii cetățeni care e în Republica Moldova. Vorbim mult de nemți, dar vreau să vă zic, la nemți se duci și tu nu ești nimănui, ai venit acolo într-un azil sau în ceva și din auzite îți dă 250 de euro sau 500 de euro. Deci fiind om, pur și simplu om, dar noi știm cu toții că vedem și pe străzi, vedem că chiar și sunt oameni atât de buni la inimă că chiar și cățelul ăla care e pe stradă îi dă o bucată de pâine sau îi dă așa. Deci trebuie să înțelegem că nemții și alții țările astea care fac, eu chiar acum am fost în Italia recent, m-am întâlnit cu romi din Republica Moldova, nu strani cu rondină pe la Dgări, la Parma, la Milano. Vreau să vă zic, într-adevăr, situația e destul de critică. Trebuie pur și simplu, ce ar trebui pur și simplu făcut și tras atenția, intrat cu noi în colaborare, să facem toți ceva împreună și scoatem problema aceasta, dacă o dorim să o scoatem. Mulțumim frumos! Da, mulțumim foarte mult! Eu sunt a trecut. Am fost atunci jurnalist. Da.